4 feet on the stripes in the Alabama highway. Out there in the open, just a wishing and a hoping. I could smell the pines when I let you in the doorway. Took the seat next to mine like you've been there before. I'm befriending an elusive. I could never stand elusive. If I win, you're at my side. Okay. C'est bon? Bună dimineața, mami. Enzo? Enzo? Hei. Bună dimineața. Spune și tu bună dimineața. Așa. Am venit la o cafea în locul nostru preferat, să zicem așa, în Rosendal, în mall-ul ăsta care e făcut în stil italian. I-am promis Victoriei la mijlocul săptămânii că dacă e fată cu minte și ea îi mereu, nu se pune problema. Venim așa la o cafea. După aia trebuie să mergem cu Enzo să jucăm. Să ne jucăm cu Enzo. Să ne jucăm cu Enzo. Nu așa, tati? Eh? Da? Da, eh? Îți place tot de spuma? O mâncat biscuitele meu, o mâncat biscuitele lui Victoria. Acum, ușor, ușor, îi termină și cafeaua. Mi-ați spus în comentarii că nu ați înțeles prea bine unde lucrează socrul meu și, într-adevăr, cred că de la vinul ăla pe care îl băusem, am omis, vă spun. El lucrează la o fabrică de metal. Practic, tai metal, cam aia face el. Și nici măcar nu a fost prea... Enzo, stai aici, tati. Corect în exprimare că am spus că câștigă, pentru că salariul era 1951 de euro, parcă atâta era, da? Nu era tot salariul, mai primis încă 350 de euro cum a venit dinainte, pentru că a fost prima lui lună când a venit și ca să aibă cum a venit să descurci, ca așa să practică pe aici prin Olanda. Când vii, agenția îți dă cum a venit bani ca să te instalezi și la primul salariu, dacă strici pe aici ceva, suntem buni de plată. No, și ți retrag la primul salariu și pe futuraș acolo specific undeva că sunt 1951, dar pentru că au scăzut 350 de euro pe aici undeva. Da. Ce ai făcut? Ce ai strigat? Să nu strici nimic, tati, da? Enzo, vino cu aici, vino cu aici, unde pleci, tati? Enzo? Enzo, hoci tu. Ei, simpaticule. Ei. Dacă mergem spre locul ăla de joacă, unde a mai fost Enzo, parcă vi l-am arătat și vouă și o să petrecem 2-3 ore acolo pentru că are nevoie. Ce face o femeie asta? Trece prin... Oh, nu e zebra aici, vezi că te calcă mai... te caută moartea pe acasă și tu umbli prin Rosendal. Suntem în Olanda aici, că la noi în Belgia nu avem loc de joacă de ăsta acoperit, așa, pe lângă noi. Acolo e locul de joacă unde trebuie să mergem noi și aici e Enzo, care o a dormit exact acum, înainte să ieșim din mașină. Păi ce facem, Enzo? A? Cred că o să mai stăm un pic, să-l lăsăm pe Enzo să doarmă. Măcar 10 minute, a? Da, să trezește Zoe. Îi este foame, crezi? O, poate. Pot să cred. Crezi că îi iese foame? Cred că da. Cred că da. Dar deci Victoria încă învață limba română, dar mai face unele greșeli așa de... Dar e normal, fac eu greșeli care vorba aia sunt... Nu ești o muncă. Da, în legătură cu tochitura aia pe care am mâncat-o, ori nu mai sunt eu obișnuit să mai mănânc, pentru că sincer să fiu, n-am mâncat de mult, dar mi-a fost cumva greu la stomac, să mă exprim așa, și pe gât așa am simțit niște
ori de la grăsimi, ori de la carni, ori de la brânza aia care era un pic așa, nu știu. A fost bun atunci pe moment, dar după aia parcă nu m-am simțit deloc bine după ce am mâncat chestia aia. În fine, da, aia e. Ia uitați-vă ce coadă îi la casă aici. Noi avem deja bilet, numai că trebuie să stăm aici, în spatele oamenilor. E plin, plin. Ia uite ce pă... Îți place, tati? A? Îți place? Ei! Victoria o să se ducă să o schimbe pe Enzo la baie acolo și eu stau aici la rând să cumpăr ceva cartofi prăjiți și fricandelii. Ceva olandez, nu e așa de bun, dar e plin, plin de oameni, plin, plin, plin. Plin de copii și însoțitori. Eu am rămas aici cu Zoe. Ei, fata tati. Mamă, dar ce plin e, e plin. Aici, dacă vrei să sărbătorești ziua de naștere, uite, vii cu tortul aici, cu prieteni, închiriez, cred, o masă, dar e foarte frumos, foarte frumos, numai că e o gălăgie, nu știu dacă mă auziți bine. Cam așa arată 28 de euro ceai pentru Victoria, o bere pentru mine, cartofi prăjiți și chestiile astea care mie nu prea îmi plac, dar pentru că nu sunt altceva de mâncat aici, nu e Victoria, că... Nu, acum trebuie să caut Victoria pentru mulțimea asta de oameni. O băgat cu Enzo, în joacă și eu am rămas cu Zoe aici. Enzo moare după motoare, dar nu mai avem fisi, gata, mergem acasă. Zoe o vomitat. I-am dat eu să mănânce cât timp Victoria s-a jucat cu Enzo pe aici. Mergem acasă? Mai stăm un pic? Nu știu, mai stăm un pic și mergem sau cum facem? Mai stăm un pic, da? Ok. No. Nu mai avem bani mărunți. Ah, ai cash? Ai cash. Cash. Caș, cașcaval, hai cașcaval. Na, zice că mai stăm un pic, aia, mai stăm un pic. Bravo, tătișa! Au, au, pune acolo un sac! Bravo, tăti! Așa, bravo! Acolo, tati. În sac la fată, tati. Așa.
Enzo nu vrea să accepte că trebuie să mergem acasă. O ajutat la strâns mingile pe aici, frumos, dar acum a început să plângă. A început să plângă băiatul nostru. Până acum a ajutat băieții ăștia să strângă mingi. Nu, au vrut să-ți dea și acadea de aia, dar nu am acceptat, pentru că băiatul nostru nu mănâncă încă acadene. Dar el nu vrea să meargă acasă acum. Hai, adică mai avem chestii de făcut, tati. Gata? Noi ne-am întors și între timp, pentru că a dormit Enzo în mașină, am zis că hai să-l pun la somn pe Enzo. Am adormit și eu cu Enzo. M-am trezit cu Victoria aici în bucătărie, face mâncare, de fapt, nu știu ce vrea să facă mâncare. Din mâncare. Ce vrei să faci de mâncare aici, șefa? Meatballs. Ah, da. Prăjoale? Prăjoale, ceva de genul, o să vă arăt. Abia m-am trezit, sunt un pic așa, cheaun. Da, Victoria a băut un shake de ăsta proteic pentru că vrea să pierdă niște kilograme și a comandat proteinii de astea dietice. Cât ai plătit pentru asta? 52 de euro. 52 de euro pentru asta și mi-am cumpărat și eu, nici măcar nu l-am deschis pe-a meu, pentru că vreau să apuc să fac o leacă mai mult sport, proteine de astea standard. Sunt un om sportiv eu, nu? Până la urmă trebuie să... Handicapat? Ce? Ești handicapat? Ești handicapat. Da, am un mic handicap. Trebuie să fac mai mult sport pentru că altfel... Și Victoria zice că vrea să fac mai mult sport. Acum să vedem, pentru că s-a răcit afară. O vreme care nu prea ai chef să ieși din casă, să alergi sau să... Dar vreau să fac asta și sper să mă țin de promisiuni. Pot să fac și acasă ceva sport. Nu vreau să facem acum, nu vrem să mergem la sală pentru că nu avem timp, da. Nu avem timp și nici nu vrem să facem nu vrem să facem sport de la de performanță. Vrem așa doar să ne menținem în formă, dar e rușinos faptul că obosesc așa de repede. Da, nu, v-am spus. Dacă nu faci o muncă care să te dacă faci o muncă care te obosești, bă, că muncesc fizic e greu. Dacă nu muncești fizic, să știți că cred că e mai nociv pentru corp, că corpul trebuie balance. Trebuie să ai balans, da, dacă stai toată ziua ca un trântor, pare că e ok. Nu știu, stai degeaba, zici. Dar mușchii se atrofiază, cum te zubi mai tare, zici că m-am rupt, cum a venit, îmbătrânești înainte de timp. Nici-o tati? Da. Nu-ți o uica tata, când se trezește, nu vrea să vorbească cu nimeni. Enzo e aici, se uită la socrul meu cum se joacă pe PlayStation și eu cu Zoe aici. I-am dat lăptic mai devreme, o luat Victoria între timp, pentru că Victoria gătește acolo, o luat să spele și bidonul lui Zoe. Enzo, îți place ce face bunicul? În loc să se joace cu tine, se joacă pe PlayStation. New generation. Spune bună dimineața. Ei, Enzo. Spune bună dimineața.
Bună dimineața, mama. Bună dimineața. Victoria s-a apucat deja de făcut clătitii. Face un fel de experimente pentru că am văzut că a pus și peanut butter și miere de albine și... Nu, de asta nu. Nu ai pus încă de asta? Ok, scoți ușoară, încă nu a pus. Îi facem micul dejun lui Enzo. Îl duc pe Enzo la grădiniță și după aia trebuie să mergem cu fetița la... La control. Să vedem ce înălțime are, ce greutate are, dacă totul e în regulă. No. O să vă luăm. Uite, Victoria face tot felul de experimente. Și l-am făcut pansă, mai bine. Bravo și. At least something here. Da. În ultimul timp, Enzo nu prea a mâncat. Și, dar au fost și un pic răcit și când e mucos așa nu prea are el chef de mâncat și îl înțeleg, dar totuși în același timp trebuie să mănânce și el mai forțeam cum a venit, el mai, na, asta e. Da, Victoria stă mult în bucătărie să facă experimente, să facă chestii pe care el să le poată mânca. Dar uneori nici măcar nu se atinge de mâncare. Dar aseară s-o trezit la 2-3 și se mișca prin pat și cred că o ținut trează o oră, dacă nu mai bine de o oră. Și tot căuta să aprindem lumina, să ne jucăm. Am zis că nu e o idee bună. Îl îmbrățișam, îl pupam, am început să se enerveze la un moment dat. Și... Da, a început să zică, au, că doare, nu știu ce te doare, mă. Nu-l durea nimic, dar căuta așa motive să aprinde lumina ca să ne uităm ce unde îl doare. Am scopii, el înțeleg. În mare e băiat bun, dar are uneori momente în care nu mă înțeleg cu el, mai ales când vine vorba de mâncare, că atunci mă enervează cel mai tare. Că face o moacă de aia de... No. Asta e. Sunt destul de obosit după ce mă țin între. Cred că a fost mai mult de o oră, nu știu. N-am dormit bine deloc în seara asta. Aia e. De cartonul de acolo. Așa. Bravo. Da. Da. Hop, hop. Pierdă, hop, hop. Hai să punem aici, tati. Da, tati. Nu vrei să mergi la grădiniță? Da. Nu vrei să mergi la Nichi? Da. Hai că suntem în întârziere, tati. Da. Enzo vrea să se joace aici, doar că suntem în întârziere și trebuie să duc la grădiniță înainte de ora 10. Că dacă nu duc până la 10, faci aia fiind. Da. Enzo? Păi și nu trebuie să mănânce Enzo? Nu trebuie să mănânce, trebuie să se îmbrace și trebuie să meargă la grădiniță. Nu avem timp să ne jucăm acum, tati. Hai, Enzo, mănânci? Da. Nu mănânci? S-a lovit aici, în colțul mesii, când a urcat acum pe scaun. Și acum de ce nu mănânci? Trebuie să mănânci, tati, uite. Uite, ai fructe, iaurt, ai clătite. Ia încearcă, am. Mm-hmm. Exact, arată ca un ursuleț. Hai, hop, hop. Uite, se trezește și Zoe. Bună dimineața. Hei. Bună dimineața, prințesa lui tata. E bun? Îți place? Tata? Mănâncă. Tu mănâncă, tu. Enzo. Așa. Una tu, una eu? Da. Bravo. Bate pumnul aici. Pumnul. Așa. Hai, merge la Nichi? Da. Hai. Dacă nu mănânci, mergem la Nichi, Enzo. Frumusețe mică ce ești tu.
frumusețe mică ce ești tu. Ce faci acolo, Enzo? De ce arunci pe jos? Hai să mergem la Nic, Enzo. Pune papucii. Unde sunt papucii? Unde sunt papucii? Păi hai, pune papucii. Hai să mergem. Hai să mergem că e târziu, tati. Aia, nu cizmele, tati, nu cizmele. Papucii. Papucii, că nu este apă afară. Nu este apă. Nu este apă, tati. Pune papucii. Papucii. Ăștia. Hop. Ia. Îi pui tu sau punem tata? Enzo îi pune, da? Așa, pune cizmele înapoi acolo, bravo. Sau acolo, așa. Ăștia repară ceva aici și mi-au închis ăștia ușa aici. Nu mai pot deschide. Hai mă că se deschide. Bravo, mulțumim mult. Sunt doi copaci de fapt. Unul în partea aia și unul în partea. Deci uite-te ce rădăcini micuții au. Bineînțeles că, băi, dar dacă cădeau pe căsuța asta micuță aici, hai că aia de acolo e mai mare. Dar asta, dacă cădea pe asta, din câte văd că au tăiat ălea, adică ăsta de aici, că ajungeau cumva să dea în magazia aia. Suntem încă aici la Kindergarten Victoria, aici de față. Ne-au adus până aici degeaba. Îmi pare rău, Zoe, dar mama m-a scos din casă degeaba. Să vă spun ce s-a întâmplat. Deci, Victoria și-a notat pe telefon că avem programare acum. Arată un pic mesajul, te rog. Dar mesajul, în mesaj scrie că programarea îi la 1:45. Da. Băi, frate, de ce am venit degeaba? Și au uitat și caietul. Când urcam scările, zice că vezi că am uitat caietul ăla pe care scrie toate chestiile pentru copil. Nu. Deci, eu la ora aia, la 1:45, șefa, trebuie să merg la muncă, așa că o să trebuiască să vii tu frumos pe jos. Ce distanță e de acasă până aici? 1,600 km. Și cu 1,600 km întors, ai cam 3 km de mers. Da, asta înseamnă, da, uite, pot să o aduc eu mai devreme când plec la muncă, dar o să stai pe aici, boschetar. Jumătate de oră trebuie să pierdă timpul pe aici. Asta e. Din păcate, eroare de... Când ai baby brain? Are creier de copil. Da, ce pup. Asta e. Nu funcționezi bine. Nu funcționezi când... bine? Când ai baby brain, nu? Ok, brain. Bun. Asta e vlogul pe ziua de astăzi. La revedere. Rămâneți cu bine.